Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Educultura. Pentru astăzi vă propun o experiență inedită, atât pentru dumneavoastră cât și pentru mine. Vă propun să mă însoțiți în penitenciarul Baia Mare, unde există persoane care au înțeles că alfabetizarea este esențială pentru o bună reintegrare în societate după perioada de detenție. Să intrăm așadar. Iată-mă în sala de clasă din interiorul penitenciarului. Este o sală de clasă unde are loc o predare simultană pentru cursanți de clasa 1, a 2, a 3 și a 4, care practic au această a doua șansă. Așa cum observați, nu are nimic diferit de o sală de clasă obișnuită. Sunt literele expuse, planșe cu literele, expuse pe pereți, planșe cu scriitori. Este o sală de clasă normală și o să asistăm în cele ce urmează la o parte dintr-o lecție de alfabetizare, o lecție de comunicare în limba română, iar după aceea două dintre persoanele aflate în regimul acesta de detenție au acceptat să stea de vorbă cu noi pentru dumneavoastră. Dar pentru clasa a patra, continuăm cu cuvintele de la vocabular, de prin propoziții, cu cuvintele tatuaj. Da? Și ce înseamnă cuvântul tatuaj? Deci cuvântul tatuaj este desen făcut pe piele. Citești cu atenție fiecare cuvânt de aici. Da, a desluși, a lămuri, după aceea avem cuvântul fantasmă și cuvânt și celelalte cuvinte, da? Te rog frumos să le citești cu atenție și încerci să alcătuiești propoziții cu fiecare, da? Dacă nu te descurci, mă anunți, da? Dumneata a început ca să scrii versurile din poezia Mama. Trebuie să fii foarte atent, pentru că fiecare vers din carte, începutul fiecărui vers din carte, se scrie cu majusculă, da? Îl scrie așa cum ai început până aici și, bineînțeles, că, uite aici, trebuie să corectăm, pentru că începutul de vers vine de la începutul rândului, da? Te rog frumos să fii atent. Uite, ai aici o fișă, transcrii dialogul de mai jos și corectând greșelile, da? Trebuie să fim atenți la majusculă, acolo unde este nevoie, și după aceea alcătuiești propoziții cu aceste cuvinte. Într-o, într-un, atenție, aici avem o liniuță de unire, mână și întâi, da? Dacă avem ceva în dificultăți, încercuiește varianta corectă. Mama s-a dus la magazin și mama s-a liniuță a dus la magazin, da? Mulțumesc. Domnul Traian, haideți vă rog la tablă. Domnul Traian tocmai încearcă ca să deslușească literele. Dumnealui o să ne citească după ce voi citi și eu, da? Litera E mic și E mare de tipar. Aici avem litera E mic, litera E mare, E mare, E mare, E mare. O recapitulare a literelor învățate. A mic, A mare de tipar. M mic, M mare de tipar. R mic, R mare de tipar. U mic, U mare de tipar. Nu mic, nu mare de tipar, e mic, e mare de tipar. Mure, mure, mere, mere, are, are, mare, mare. Și cuvintele de aici, are, ramura, aura, unu, rana, nu, nanu, aur, mure. Ana are mere. Nana are mure. Nana nu. Nanu are. Ce sunt acestea? Nuci. Ema e mare. Ene are un
Te rog frumos să citești. Începem frumos. E mic. Pune mâna pe fiecare ca să... Eu te ascult între timp voi la colegul tău. E mic, e mare. E mic, e mare. Nu, avem e mic de tipar, da. E mic de tipar, e mic de tipar. E mic de tipar, e mic de tipar, e mic de tipar. E mare, e mare, e mare de tipar, e mare de tipar. E mare de tipar, e mare de tipar. A, a, mic, a mic de tipar, a mare. Da, bravo. M, mic de tipar, m mare. R, mic de tipar, r mare. U, mic de tipar, u mare. N, mic de tipar, n mare. E, mic de tipar, e mare. M-ure, m-ure, mere, m-ere, are, are, mare, m-are. Bravo, mare. Și acum cuvintele. Are, are ramura, ura. A, ura, unu, ana. Poftim? Aura. Bun, hai să fim atenți. Să luăm fiecare sunet. Ura. Nu, hai să le luăm așa. Ce literă avem? R. Rana. Rana, da? Rana. Rana, rana. Da. Nu. Nanu, aur, mure. Nu te grăbi, a? Hai să-l facem împreună încă o dată. Pornim de sus de la linia punctată, mergem până sus la linie, ne întoarcem, da? Și venim, nu un pic, hai, stai un pic, uite, colegii tăi, așa, da, până aici, hai, următor, încă o dată. Cu atenție, pornim. Să las un pic la tine. A, aproape, bine, unde? Trebuia să vii până la linia aceasta, da? A mic, a mare de tipar, m mic de tipar. De mână, da? Da. A mic de mână. A mare de mână, m mic de mână, m mare. R mic de mână, R mare, U mic de mână, U mare, N mic de mână, N mare, E, ma, E mic de mână, E mare. Și acum cuvintele? Mure, mere, rame. Hai să citim împreună. Mare. Mare. Și aici? Ana. Nu Ana, îi începe cu sunetul N. Nanu. Na. Nu are. Na, na. Ana. Are. Are mure. Nana are mure. Ema. Ema e mare. Ene. Are un an. Citește textul în liniște și fără grabă. Completează apoi spațiile libere cu informațiile din textul. Cărțile sunt așezate... Din text, punct. Da. Da? Acum începem. Cărțile sunt așezate unor fluturi, dar spre deosebire de aceștia, cărțile are de perechi... Cartea are de perechi, are aripi și poate duce în zbor, se petrece... Zborul. Se, zborul. Da. Borul se petrece întotdeauna în cărțile vorbesc despre filmele sunt ele. Doar sunt toate povești citite mai târziu, romane și legende și perimetri și legături. Mulțumesc. Bun, acum, pe aceste spații punctate, trebuie să-ți găsești informațiile de aici, da? Ai citit textul acesta? Ăsta, nu numai ăsta. Ăsta de aici l-ai citit? Da. Hai, citește-ne și nouă, așa, cu atât.
atenție, să vedem cum ne citești. Cărțile sunt așezate unor fluturi de obicei. Sunt asemenea. Unor fluturi de obicei stau cu aripile lipite, așa cum se odihnesc. Fluturii pe câte o frunză, când își desfășoară trompa ca să soarbă apă dintr-un bob de rouă. Mulțumesc. Citești atunci mai departe, da? Îți găsești informațiile și dai răspunsurile acolo, da? Din vârsta fericirii fără minte, icoane dragi mi-apar mereu înainte, da? Acum te rog frumos să-mi citești textul poeziei Mama după Panait Cernă. Acesta este un poet, da? Cei care scriu poezii se numesc poeți. Cuvintele subliniate aici, icoană și toate celelalte, știi, așa cum știi tu, sunt explicate la vocabular, da? După care alcătuim propoziții. Citește, te rog frumos, de aici. De unde? De aici? De aici, titlul și... Ce scrie aici, sus, Florin? Fragment sau cum este? Fragment. Titlul este Mama. Și acum începem. Din vârsta fericirii fardă. Fără Minte. Deci din vârsta fericirii fără minte. Am alături pe doi dintre elevii acestei clase. Hai să-i cunoașteți și dumneavoastră. Cum te cheamă? Prodan Florin Cosmin. Așa. În ce clasă ești tu? A doua. Deci tu ești în clasa a doua și tu? Ciobotare Eduard și sunt în clasa a patra. În clasa a patra. Vreau să te felicit pentru felul în care te-am auzit citind, să știi că pentru mine este impresionant să văd pe cineva care a făcut școală aici. Aici ai început de la zero? Nu, de aici am venit că n-am mai știut cum să zice să citesc, să socotesc și domnul profesor m-a învățat ca să învăț. Deci tu aici ai învățat literele aici am învățat, și... Învățat, că am uitat că afară n-am mai continuat școala și am continuat aici în penitenție. Dar ai fost la școală afară? Da, am fost. La care școală ai fost? La numărul 15 și la numărul 2. Câte clase ai făcut acolo? 3 clase. La numărul 2, acolo îmi dădea, cum se zice, exerciții din clasa 6, 7, că era ușor, cu școală de deficiență. Am înțeles, deci la școala specială ai fost. La numărul 15, acolo am fost la generală, după aia n-am mai mers, m-am apucat de beleale, de una alta, m-am băgat la școală din asta, cu deficiențe. Vrei să ne povestești un pic despre tine? Ce vă pot spune despre mine? În primul rând vreau să-ți mulțumesc pentru faptul că ai ales să-ți împărtășești experiența și ca elev și experiența ta de viață cu cei care se uită la postul nostru de televiziune, la Maramureș TV. O să te vezi într-o miercuri seara de la ora 7. Aveți acces la televizor aici? Da, avem. Ok, deci poți să te vezi la televizor. Sunt bucuroasă, știi de ce? Pentru că poate se vor uita la emisiunea noastră mulți tineri și atunci e important să vadă mărturia cuiva care a trecut deja printr-o experiență poate nu tocmai plăcută ca și tine. Eu ce să le spun la tine care o să se uite? Să continue școala, că școala contează foarte mult și să nu facă greșelile pe care le-am făcut eu. Ce greșeli ai făcut tu așa mari? Am furat, n-am ascultat de părinți, nu m-am dus la școală și ăsta îmi bănesc foarte mult. Că oriunde vrem să mergem să ne angajăm, nici are școală sau un alt și noi nu știm. Ai încercat să te angajezi înainte să ajungi aici? Am lucrat. Ai și lucrat? Da. Unde? Am lucrat și la RAMI și la TRB. Uh-huh. Cât mai ai de stat aici? Anul viitor în... la sfârșitul aprilie intră în comisie. Cu siguranță aici ai dobândit niște competențe. Tu ai învățat să citești, deja nu mai ești în stadiu de analfabetism. Nu. Știi să socotești? Da. Uitați-vă, aici am cărțile. Hai, arată-ne un pic caietele tale. Aici am de română
și am învățat, e scris. Am știut să scriu foarte bine, că m-am învățat. N-am știut cum să scriu cu literă mare, cum să scriu cu literă mică, la o propoziție, la nimica, nimica n-am știut. Eu scriam ca pe telefon, cu litere, cum îmi vine. Dar domnul profesor m-a învățat. Am știut. Aici am tăpel. Stai că e tot de matematică. O să-l rugăm pe băiatul care ne filmează să vină să și filmeze caietele tale în timp ce noi vorbim. Sunt niște caiete foarte ordonate, să știi, te felicit, uită-te. Și corectate de domnul învățător. Când și cum vi le corectează? În timp ce lucrați sau... Unde greșim, unde nu știm, întrebăm pe domnul. Uite, caietul de matematică. Matematica... Chiar ești foarte... Chiar ești destul de bine. Am cu scrisul. Ăsta e mai important, ca să învăț să citesc, să scriu. Ai familie acasă? Ești însurat? Nu, am avut. Ai avut? Bine și asta a fost să fie. Copii ai? Nu. Îți propui o altă viață când ești de aici? Ce normal. Să nu mai fac, să ajung aici, să fac și o familie, să învăț și eu, să caut ceva de lucru, să stau și eu la casă. Care-i sfatul cel mai important și învățătura de bază pe care o să le-o dai copiilor tăi atunci când vei avea? Păi să nu treacă până ce am trecut eu, să nu facă greșelile ce le-am făcut eu și o să fac tot posibil pentru copiii mei să n-ajungă până unde am ajuns. Da, știi ce vreau să te întreb? Tu ai fost așa un om foarte rebel de felul tău, adică ai fost tu neascultător că aveai tu o problemă cu viața? De prietenii. Deci anturajul a te-a adus în situația asta? Prete, nu, eu că dacă vinea cineva după mine, dacă nu vreau, nu mă puteam duce, dar așa am fost eu. Că știi cum e, degeaba îi spui unui om, nu face asta, probabil și tu o să-i spui copilului tău, nu face asta, dar e important ce te-a determinat să faci ce ai făcut. Deci anturajul. Anturajul. Unde ai vrea să te angajezi? Pe oriunde, indiferent, nu contează, că orice lucru îl înveți. Nu știi din prima, îl înveți pe parcurs, dar n-am pretenții la lucru. Îți mulțumesc că poate că o să mai revin la discuția cu tine. Cum ai zis că te cheamă? Scuză-mă că nu ți-am reținut numele. Prodan, Florin Cosmin. Florin Cosmin? Cum ți se spune? Florin. Florin. Ai zis că ești în clasa a doua. De cât timp ești tu aici? De cât timp s-a arestat? Da. E 2 ani și 5 luni. Ce ai făcut așa grav încât a trebuit să se ajungă la măsura asta pentru tine? Am făcut o tâlhărie. O tâlhărie. Aici ai învățat să citești de la zero, adică nu știai să citești când ai venit la școală aici? Nu, știam să citești și când am venit la școală mi-am dorit foarte mult ca domnul profesor să mă învață să citesc. Și eu în timp de 2 luni am învățat să citesc. În 2 luni? Băi, ce felicit! Deci în 2 luni de zile ai învățat tot alfabetul? Păi da, și am învățat să citesc. Că domnul profesor a stat de mine să învăț să citesc. Eu cred că vrei să te pui bine cu el. Nu, dar o să-i mulțumesc la domnul profesor, că amu că mă duc afară, oriunde mă duc, sau poate o să mă pierd într-un oraș, știu pe tablă, știu încotro mă duc. Dar limbi străină faceți aici sau nu? Facem odată pe săptămână. Ce faceți? Ce studiați? Engleză. Cu cine? Așa. Aveți o altă profesoară, un alt profesor? Da, o altă profesoară. Cu engleza cum stai? Nu prea îmi place mie engleza. Eu vreau mai mult să scriu, să citesc. Da, dar te-ai gândit că, de exemplu, probabil o să vrei să ieși la un moment dat din țară și totuși e o limbă de circulație internațională care poate să te ajute să te integrezi în orice societate? Nu, mie îmi place să stau. Tot aici, în România, e bine, în România, așa e. Da, dar ce nu-mi place să învăț limbi străine, nu? În afară de limba română, mai vorbești altă limbă? Da. Franceză mai știu un pic. Pe bune? Da. Vrei să vorbim un pic în franceză? Păi da. Dar nu prea știu mult, un pic. Quel âge as-tu?
Bonjour. Bonjour. De fapt, eu te-am întrebat câți ani ai, știi? Oh. Quel âge as-tu? Quel âge? Câți ani ai? Nu prea știu. Nu știu câți ani ai? Da, cum să nu știu? 23. J'ai 23 ans. Nu pot așa. Atunci o să-ți perfectezi tu cursurile de limbă franceză când o să ieși afară de aici. Deocamdată e foarte important că ai învățat să scrii, să citești, să socotești în limba română. Spune-mi, ești însurat, ai familie? Nu. Vezi la orizont așa întemeierea unei familii tu? Da. Ți-ai dori asta? Da. Ai pe cineva drag afară la care vrei să transmiți un mesaj? Ai o prietenă? Nu. La părinți. La părinți. Vrei să le transmiți un mesaj? Atunci poți să te uiți acolo în cameră și transmite-le, te rog, un mesaj. Să le transmit un mesaj? Da. Spune-le ceva. Imaginează-ți că acolo unde este camera sunt părinții tăi și poți să le vorbești ceva. Că-s bine, sănătos. Ce să mai le spun? Mai steți decât am venit? Păi da, dar eu vorbesc pe amul cu ei pe telefon și ce să mai le spun amul pe cameră? De ce vorbiți? Vorbiți des. Da, poate mă vede ei și prietenii. Da, cu prietenii nici nu mai am ce vorbi. De ce? Ei te-au adus în situația de a face o infracțiune. Da, da. Pentru că mă duceau la băute, mă îmbătau, se băteau cu oameni și mă băteam și eu. Și am ajuns unde am ajuns. Dar mie să știți că nu-mi pare rău că am ajuns aici. Că pentru că am învățat să citesc. Că afară n-am avut posibilitate să învăț să citesc, că părinții de mic nu m-au dat la școală. Și eu toată viața mi-am dorit să citesc. Măi, asta pe mine mă doare, știi? Să știu că încă în continuare sunt afară copii care nu merg la școală. Tu, de exemplu, care a fost cauza pentru care părinții tăi nu te-au dat la școală? Faci parte dintr-o familie care n-a avut posibilități materiale? Nu cred, că te văd îmbrăcat bine. Păi nu, că noi am stat pe pirită. Pe pirită ați stat? Da, da. Am stat că acolo ne-a mutat primarul. Și pe mine nu m-au dat părinții de mici. Dar știi că acum copiii de pe pirită toți... Da, ai văzut la televizor. Ai văzut la televizor, mă bucur să știi că tot eu am făcut și emisiunea cu ei. V-am văzut, da. Dar noi amul nu mai stăm pe pirită, că amul noi stăm pe Craica. A, și pe Craica am avut o emisiune, să știi, și acolo, într-adevăr, sunt foarte mulți copii în situația de abandon școlar care nu merg la școală. Și eu ce problemă ați avut? Eu? Că n-am mers la școală? Da. Păi, părinții nu m-au dat, că dacă ei mă dădeau, eu eram la școală. Și apoi când am văzut alți copii că știe să citească și eu am 19 ani și nu știu nimic, am nicio literă, îți dați seama că mă simțeam prost. Și eu i-am zis și la domnul profesor că eu când vreau să, când o să mă liberez de aici, că nu mai am urât o lună până în comisie, o să continui școala afară. Mă bucur. Să vă promit că eu o să continui școala afară. Dacă ai nevoie să te înscrii la o școală, acolo în parc, lângă liceul de arte, este inspectoratul școlar. Să vii să mă cauți și o să te ajut cu foarte mare drag. Da, o să-mi dea adresa și eu o să mă duc. Okay. Vreau să continui școala afară. Că e bine că știu un pic de școală. Florin, dar la orele de sport, unde le faceți? Aici. Penitenciar. În curte? Da, da. Sau aveți o sală de sport? Asta era întrebarea. Avem o sală de sport. Da, avem fere acolo, avem tot, facem sport. Știu că tocmai ce ați avut săptămâna școală altfel, când sunt altfel de activități. Ce ați făcut în săptămâna școală altfel? N-ați avut-o încă? N-ați avut-o încă? Nu. Vizită la Muzeul de Amintiri. Oh! Da.
Ați fost în... Te ajută domnul învățător, zice că ați fost în vizită. Ia zi. Da, am fost în Libertate, am fost la în vizită, am fost la muzeu. Așa. Am fost la... Nu știu. Planetariu? La Planetariu. Da, la Planetariu. Ce te-a impresionat la Planetariu? Te-a impresionat? Adică ți-a plăcut ceva foarte tare? Da, mi-a plăcut, că am văzut stelele, soarele și mi-a plăcut. N-ai fost niciodată acolo? Niciodată n-am fost. Nu, nu. Cam aici la pușcărie am învățat multe lucruri. Da? Uită-te un pic la mine. E trist ce spui, e dureros, dar eu mă bucur foarte tare. Înseamnă că domnul învățător, chiar dacă nu are controle și nu e verificat, înseamnă că a înțeles care e misiunea dumnealui aici și își face treaba bine. Da, și ne ajută să citim, să învățăm. Că cu ajutorul lui am învățat și eu să citesc și să scriu. Și mulțumesc foarte mult la domnul profesor. Vreți să transmiți un mesaj pentru cineva de afară? Vorbesc, e la telefon. Vorbești că e la telefon, n-ai o prietenă la care să-i spui două vorbe de suflet? Nu. Nu? Vorbesc, e țin legătura pe telefon. Că-i. Cu părinții? Da. Băieți, eu vă mulțumesc tare mult, vă găsesc foarte civilizați, să știți, și mă bucur că pe finalul perioadei de detenție am avut ocazia să văd, eu nu v-am cunoscut cum ați fost înainte, dar din ce-mi spuneți, cu siguranță statul aici a fost pentru voi o experiență care cred că a schimbat ceva în comportament. Hm? Schimbat, da, că am schimbat. Da, știți ce-i problema? Că când o să merem afară și știm și cu cine să stăm de vorbă. Că-s fel de fel de om. Și vă dați seama că eu când o să mă liberez, eu nu o să mai viu aici. Aș dori și eu și cred că tu-ți dorești cel mai mult. Da, că vreau să fac și eu familie. De-adevăr, am fost tânăr, am greșit, dar păi cât să mai greșesc? Și le spun și la frații mei să nu greșească și ei. Câți frați ai? Trei. Ai trei frați. Dar ei știe să citească. Cum ai rămas tu de căruț așa? Păi eu eram și bagabond de mic. A, înțeles. Ți-a plăcut sau tot prietenii te-au... Da, nici pe frații mei, să știți că nu le-au dat de mici la școală. Păi am și o soră care pe aia au dat-o la 14 ani la școală. La șansa a doua. La a doua șansă. Da, și iar am avut, mai am un frate care el a crescut la casa de copii. Și apoi ăla, vă dați seama că are 11 clase. Oh. Eu, ce să vă spun, succes pentru noua viață care vă așteaptă după ce ieșiți de aici și să vă ajute Dumnezeu să vă schimbați cu tot viața. L-am alături pe domnul învățător Dan Vlad. Bine te-am găsit! Bine ați venit la noi în școala noastră din penitenciarul Baia Mare. Spune-mi, te rog, ce tip de învățământ faci tu aici cu cursanții? Eu desfășor activități de școlarizare, clasele 1-4 simultan, învățământ special, dar urmăm programa de la învățământul de masă. Aici avem și în toate penitenciarele, de fapt, din România este o situație mai atipică, înțelegând prin aceasta că se constituie clase în penitenciar și aceste clase sunt arondate unor unități de învățământ. Unitatea la care este arondată clasa simultan 1-4 din penitenciarul Baia Mare este XEI. Eu de multă vreme știu că am aici un domn învățător care lucrează în niște condiții speciale. Te simți oarecum în pericol venind la serviciu? Dată fiind situația. Pentru că a spus de condiții speciale, eu zic că oamenii sunt speciali, în primul rând. Sunt oameni care chiar doresc ca să își adauge ceva la viața lor, la calitatea vieții pe care o vor avea când vor ieși afară. În pericol, probabil la început, în primul an, al doilea an, dar după o perioadă de 9 ani de zile deja, simt că și văzând că totuși se obțin niște rezultate, fiecare om poate să aibă un rost, poate chiar și aici îți găsești rostul dacă reușești să înveți o persoană care își dorește.
Ți-ai organizat într-un fel, ai un șef al clasei, ai responsabil cu tabla, cu liniatul, cu... Să știți că nu am șef, pentru că în fața mea toți sunt egali, sunt doar pe nivel de studiu structurați. Cel mai bine să ne înțelegem cu toții și nu trebuie să mergem pe ideea că trebuie să existe un șef. Ei intră aici de bună voie, este o opțiune sau este o obligativitate pentru cei care sunt în stadiu de analfabetism de orice fel? În sistemul penitenciar din România se desfășoară activități de alfabetizare și școlarizare. Așa. Conform legii, învățământul, ca oriunde în România, este obligatoriu până la clasa a 10-a. Acum, trebuie să ținem seama și de opțiunile lor, de posibilități. Nu, altceva te întrebam. Atunci când o persoană intră în regim de detenție, este supus unei evaluări privind alfabetizarea și în funcție de asta este orientat spre o clasă sau nu? Cum se procedează? Nu, el nu este orientat spre o clasă în funcție de nivelul de cunoștințe pe care îl are, ci în funcție de anii de studiu pe care a parcurs până în momentul depunerii în penitenciar. De aceea sunt persoane care vin fără să aibă nicio clasă și aceea evident că vor începe clasa 0, clasa 1, da? Stai un pic nasol, știi, să vezi că are 20 ceva de ani și intră în clasa pregătitoare. Deci totuși clasa pregătitoare e obligatorie. Clasa 1. Știți cum? Cum a spus dumneavoastră, e nasol să nu știi citi și scrie. Nu e nasol să începi chiar și cu clasa 1. Până la urmă, orice lucru în viață trebuie să aibă un început, atât timp. Eu vorbeam de clasa pregătitoare, știi? Nu, clasa 1. Hai să zicem clasa 1, să nu spunem clasa pregătitoare. Da. Nici cu, și cu ei evit să discutăm clasa pregătitoare, pentru că probabil s-ar simți puțin mai mici decât de fapt ei. Vreau să te întreb, în afară de citit, scris, socotit, de competențele acestea de bază, ai perioadele tale în care faci dezvoltare personală foarte multă cu ei? Noi avem inclusiv orele de dezvoltare personală. Dar pe lângă ora aceea de dezvoltare personală? Ei trebuie să înțeleagă că viața li se poate schimba. Ți-ai apropiat așa ca un prieten în sensul acesta? Eu cred că sunt prietenul lor și sper că... Vezi că Florin a vorbit foarte frumos de relația lui cu tine. Să știți că eu îi consider în primul rând oameni. A greși este omenește. Și fiecare om, eu consider că trebuie să mai primească încă o șansă. Uh-huh. Sau două, sau trei, sau câte o fi. Gândiți-vă că lăudabil pentru ei e că vor să iasă, eu zic, din întuneric. Pentru că nu știi să citești, să scrii, să calculezi, ești orb în lumea modernă. Care e cea mai mare realizare pe care tu ai obținut-o de când lucrezi aici? De vreo 7 ani, ai zis? Chiar de 8, 9. De 9. Cea mai mare realizare? Păi să zici, să zicem că nu sunt mult. Cea mai mare împlinire a ta ca învățător? Păi acum când un elev poate să-i scrie o scrisoare copilului său și vine la oră și zic, uite, astăzi la limba română vreau să scriu o scrisoare. Și vezi că așterne pe o foaie de hârtie, dragul meu copil, și în curând mă liberez și așa, ai o mulțumire. Acum, probabil că mulțumirile astea pot să fie pentru unii foarte mari sau pentru unii li se pară ceva nesemnificativ. Dar atâta timp cât omul cu care lucrezi e bucuros și împlinit și se simte mulțumit de ce a realizat, eu zic că și asta e o realizare. Te vezi ieșind la pensie de aici? Acum nu știm nici ce să fie de seară. Nu. Dar de ce? E un post stabil acesta. Păi este un post stabil, dar depinde foarte mult de legislație, de schimbările legislative, de dorința mai marilor. Nu, dacă ține doar de dorința ta. Eu cred că da. Uh-huh. Mi-am găsit, să zicem, liniștea.
Eu îți mulțumesc. În primul rând îți mulțumesc pentru profesionalismul cu care lucrezi. Doamna director adjunct mi-a povestit în timp ce mă conducea prin curte aici că e foarte mulțumită de activitatea ta, că na, în comparație cu alte cadre didactice care au trecut pe aici, care n-au stat foarte mult, se bucură că este o continuitate și pentru deținuți și găsesc ei că desfășori un act instructiv educativ de calitate și te felicit pentru asta. Vă mulțumesc. Acum aceste realizări, să nu credeți că se fac individual. Sunt o muncă de echipă, pentru că eu pot să-mi desfășor activitățile de școlarizare, să facem istorie, să facem geografie, să facem științe, să nu credeți că doar citim și scriem. Chiar urmăm cu fiecare clasă și programele în vigoare. Dar toată această muncă nu se poate face fără sprijinul Biroului Educației. Domnișoara director, probabil că a fost modestă și nu v-a spus. Imediat o să vorbesc și cu domnișoara. Tot ceea ce înseamnă de organizarea procesului din punct de vedere al prezenței, al asigurării cu materiale didactice, caiete, pixuri, sală și așa mai departe, e cu concursul dumnealor și le mulțumesc foarte mult. Sunt convinsă și lasă-mă să-mi spună și domnișoara director câteva vorbe. Vă mulțumesc mult. Să ai un an școlar liniștit, fără incidente. Se întâmplă în pauze să fie incidente ca în școlile normale? Să știți că eu zic că sunt mai liniștiți. Sunt mai liniștiți decât... Sunt, ei au problemele lor, să nu credeți că... Sunt convinsă. Cei care sunt aici n-au nicio problemă. Sunt uneori mai agitați, alteori sunt mai bine dispuși. Trebuie să găsim pentru fiecare cuvintele care să îi liniștească și să-i atragă spre ceea ce facem noi. Pentru că, până la urmă, nu-i putem obliga să vină. Îți mulțumesc foarte mult. Cu mare drag. Dragi telespectatori, eu am alături pe doamna director adjunct a penitenciarului Baia Mare, Crina Suciu. Este doamna care s-a ocupat, domnișoara care s-a ocupat și care ne-a primit prin amabilitate cu toate formalitățile și m-a consiliat ca să pot ajunge și să fac filmări pentru telespectatorii emisiunii Educultura. Bine v-am găsit la emisiunea mea, domnișoara director. Bună ziua, mulțumim de invitație și de prezența în penitenciar. Să știți că emisiunea aceasta va avea un impact emoțional și acesta este scopul ei, foarte puternic asupra, poate, a elevilor de liceu care sunt antrenați în niște anturaje periculoase. Am vrut să pot să arăt lumii regretele cu care elevii de aici, din penitenciar, sunt după perioada de detenție. Regrete vis-a-vis de faptele lor și ceea ce a cauzat ajungerea lor aici. Domnișoara director, văd această sală de clasă, are o tablă interactivă, cu siguranță aceasta este contribuția conducerii penitenciarului. Spuneți-ne cum v-ați dotat cu tablă interactivă. Penitenciarul Baia Mare are o tradiție în implementarea proiectelor europene. Avem o colegă care se ocupă expres de aceasta și cu sprijinul proiectelor noi am încercat să îmbunătățim actul de educație atât la școală cât și în celelalte spații în care desfășurăm noi specialiștii din penitenciar activități de educație, asistență socială și psihologică. Faceți asistențe la lecțiile domnului învățător așa cum face un director într-o școală? Noi, ca penitenciar, asigurăm doar administrativ, însă cei de la centru școlar, doamna director, ceilalți profesori, vin și desfășoară activitățile conform metodologiei școlare. Am înțeles. Eu, ca director adjunct, verific ofițerul care este responsabil cu școlarizarea. Am înțeles. Știți ce vreau să vă întreb? Prin programul penitenciarului aveți măsuri de inserție în societate după ieșirea din detenție? Propriu zis, fiecare deținut când este depus în penitenciar este evaluat de către specialiștii Serviciului Educației și Asistență Psihosocială în trei domenii. Domeniul educație, domeniul asistență socială și domeniul psihologie. În funcție de ce nevoi se identifică, ne facem niște recomandări
Recomandările sunt făcute astfel încât ca după liberare deținutul să poată să se integreze în societate. De exemplu, că vorbeați cu domnul învățător mai devreme. Dacă noi constatăm la educație că un deținut nu știe să scrie, să citească, noi facem recomandări ca acesta să participe la alfabetizare sau la școlarizare. Sau în domeniul psihologic, dacă specialistul constată că un deținut a săvârșit infracțiunea sub influența alcoolului, recomandăm un program, astfel încât el, după ce se liberează, să nu mai consume alcool. Am înțeles. Știți ce vreau să vă întreb? Din statisticile dumneavoastră, aveți statistici cu integrarea pe piața muncii a lor sau nu vă ocupați de asta prin formatul instituției? Nu avem statistici. Noi colaborăm niște ONG-uri. Adică le faceți recomandări când ies de aici la niște instituții ca să se poată angaja? Nu există o bază legală pentru așa ceva. Există o strategie de reintegrare socială în care sunt cuprinse toate ministerele. A fost pe 5 ani, acum vom continua încă 5 ani. Noi încercăm să facem asistență post-detenție cu cei din exteriorul penitenciarului. Noi, ca și legislație, ne ocupăm propriu-zis de educația lor în penitenciar. Ce facem noi pentru asistența post-detenție este dacă, de exemplu, cei de la DGASPC ne solicită sau dacă un deținut ne spune că nu are unde să, după ce se liberează, unde să stea sau așa, noi prin specialiștii noștri de asistent social trimitem adrese către instituții astfel încât să le fie asigurat sprijin în acest demers după liberare. Și de obicei li se asigură sau adresele rămân undeva într-un sertar? Da, colaborăm foarte bine cu instituțiile din Baia Mare. Mă bucur să aud asta și să știți că vreau să vă felicit în primul rând pentru deschidere, vreau să vă felicit pentru relația care n-a fost surprinsă de cameră, pe care dumneavoastră o aveți cu deținuții. Să știți, dragi telespectatori, că atunci când domnișoara director a intrat în sala de clasă, a avut așa un zâmbet larg pe față și a avut aprecieri individuale pentru fiecare elev care a dat semne de bună purtare. Să știți că eu lucrez în penitenciar de 17 ani. Mi-am început cariera ca ofițer educator, am fost vreo 9 ani ofițer educator și mi-am iubit meseria de ofițer educator, cum îmi iubesc și această parte de director ajung și de coordonare. Și eu personal cred că fiecare om are ceva bun în el. Știți, eu sunt mama și a unui ofițer al Poliției de Frontieră. Băiatul meu, înainte să fie admis la arma Poliție de Frontieră, și-a dorit foarte mult penitenciar. Și eu aveam o treabă și spuneam, poți să faci carieră undeva în detenție, poți să spui, mă duc la serviciu, la închisoare. Asta era preconceptul pe care l-aveam eu la momentul respectiv. Dumneavoastră sunteți femeie, ce v-a determinat să alegeți meseria asta? Pot să spun, am spus povestea asta de multe ori de cursul carierei mele. Eu n-am auzit-o, da. Dar poate să fie interesant. Mama mea este cadru didactic. Și cumva mi-am dorit mereu să predau, să ajut lumea și tatăl meu a lucrat și el în sistemul penitenciar și cumva am îmbinat această tradiție de familie, pentru că ofițer educator de fapt înseamnă un fel de cadru didactic, dar cu alt grup țintă. Am înțeles. Vreau să vă urez mult succes în activitatea dumneavoastră, să vă dea Dumnezeu sănătate. Consider că sunteți omul potrivit la locul potrivit, prin determinare, prin fermitate, prin prezență și respectul pe care îl impuneți. Și noi vă mulțumim pentru prezență și vă mulțumim că încercați să arătați și o altă față a penitenciarului, atât a oamenilor care sunt închiși aici, cât și a oamenilor care lucrează aici. Asta pentru că emisiunea Educultura își propune să arate telespectatorilor posibile exemple de bune practici. Acesta este formatul emisiunii. Nu știu dacă îmi permiteți, aș vrea să stau un picuț de vorbă și cu domnișoara pe care am găsit-o în sala de clasă. Nu știu dacă încalc protocolul.
Domnișoara se ocupă de cursurile de școlarizare, a absolvit Academia de Poliție, acum 2 ani, șefă de promoție. Ai, vrei să-mi spui 2 vorbe, dacă te rog? Haide, haide te rog, alătură-ni-te. O am alături pe domnișoara ofițer pe care am găsit-o în sala de clasă, deși mi s-a spus mai devreme că aici cursurile se desfășoară fără pază. Domnișoara ofițer, ești absolventă de Academie de Poliție, da? Arma penitenciare. Cum ai ales tu meseria asta? La început mi s-a părut o provocare, am avut și cunoștințe care lucrează în acest domeniu și cred că am fost influențată și de acele persoane, dar nu, îmi pare rău de alegerea făcută, lucrez chiar de 1 an jumate și îmi place foarte mult. Ești o fată foarte frumoasă, cred că nu e un secret și nu e o noutate să ți se spună asta. Totuși, ai contact cu persoane în detenție dintr-un penitenciar unde sunt închiși bărbați. Ți s-a întâmplat să ai o problemă în sensul ăsta la interrelaționare? Nu, încă nu am avut probleme, ei cam știu unde se situează, care le este locul și dacă cumva depășesc acest prag, de obicei îi atenționez și nu se mai întâmplă. Doar verbal? Da. E suficient. Care e rolul tău aici în penitenciar? Eu mă ocup cu școlarizarea și cu alte programe educative. Sunt ofițer educator. În cadrul școlarizării mă ocup de prezență, de înscrierea la școală, trimit adrese ca ei să fie, ca să obținem foile matricole pe baza cărora ei sunt înscriși la cursuri de școlarizare. La final ei sunt și creditați, primesc recompense. Pe baza unui an absolvit sau unui semestru absolvit, ei primesc anumite credite. Ei, pe baza celor credite, ei sunt recompensați cu diferite recompense, pachet, vizită, permisiune de ieșire din penitenciar, în funcție de numărul creditelor pe care îl acumulează. S-a schimbat ceva în mentalitatea ta de când lucrezi aici? Nu neapărat, nu. Nu s-a schimbat. Adică eu de obicei sunt o persoană destul de deschisă și acum uneori înțeleg și pe ei, când mai ales au anumite probleme, dar trebuie să înțelegem și ei sunt oameni, au greșit. Câți elevi aveți în acest moment, să te întreb ceva? 32 de elevi în total în toate clasele, de la în clasa 1 până în clasa 10. Deci aveți din clasa 1 până în clasa 10. Ei și învață o meserie aici? Da, avem tâmplar universal și croitor la clasa 9 și clasa 10. Îți mulțumesc pentru timpul pe care mi l-ai acordat și pentru amabilitatea de care ai dat dovadă. Mulțumim și noi! Așadar, dragi telespectatori, aceasta a fost ediția de astăzi. Sunt Natalia Fornwald, cred că motoul emisiunii Educația este șansa noastră spre viitor este cel mai potrivit, aflându-ne aici în penitenciarul Baia Mare. Vă aștept săptămâna viitoare, la aceeași oră, miercuri, la ora 19. Până atunci urmăriți programele Maramureș TV.